ce zi frumoasă! Le-am dat și de mâncare la câinii mei înghețați care îmi protejează, bineînțeles, toată casa de pericole de hoți. Și aici vedem că, nu știu, se întâmplă, este casa lui Sorin aici lângă. Și, bineînțeles, casa lui suspectul aici au făcut și ei case deja asustor cu chestia asta. Ideea, fraților, că orașul nostru devine din ce în ce mai șmecher. Adică, după cum vedeți, avem și mall. Mall-ul ăla, din câte am văzut, o să vă arăt și vouă, fraților, dar efectiv am văzut cea mai nebunească chestie. Deci, primul magazin s-a deschis oficial în mall-ul nostru și ia uite că-l vedem aici. Da, v-ați dat seama al cui este, este a lui Cristinel, second hand-ul lui Cristinel. Este făcut efectiv, el a scris cu mânuța chestia asta și aici este o poză cu un second hand, adică, doamne, ce se întâmplă, fraților, aici, doamne, incredibil. Deci, văd că are niște costume, nu știu ce costumul ăla, are o armură de emerald, cred, mă, ce e acolo? Păi, ăla e second hand care are o armură, dar de fapt ăstea cred că sunt... Oh my god, fraților, cred că am înțeles. Cred că astea toate sunt purtate de el și după le-a pus aici. Iu, am plecat de aici, iu, nu o să-i cumpere nimeni, fraților. Și o să fiu sigur că o să le spun tuturor chestia asta și că nimeni nu o să cumpere. Sunt super, super curios dacă o să găsim pe cineva acum în oraș. Pentru că, sincer, este puțin cam de vreme, adică doar ce ne-am trezit, cel mai probabil toți. Mulți dintre noi acum probabil că dorm sau ceva, bar n-am. Dar sunt curios să vedem. Un mall orice o fi acasă, vreau neapărat să spun chestia asta. Deci am găsit o nebunie totală acolo. Wow, unde-i mă omor ceva că nu e acasă. Oh my god, să închidem aici ușa să nu intre cineva, că 100% să avem un hot să mam pe aici. Domnul primar o fi acasă? Nu cred că nici domnul primar acasă. Oh, domn primar, sunteți acasă? Ia veniți puțin, domn primar. Da, 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 da. Domn primar, am o vorbă să vă spun. Deci, la mall acolo a apărut un nou magazin. Primul magazin, de fapt. Deci, primul magazin. Da, și știi ce este? Hai, vino încoa să-ți arăt, vino încoa, domnul Ștefan. Deci când o să-i arăt, fraților, cred că o să-l dea afară pe Cristinel din oraș sau ceva, adică nu cred că are voie să facă așa ceva, dar să vedem. Hai, domn primar, ia, intrați aici, uitați-vă și mă, dumneavoastră. Asta? Da, exact. Ce-i scrisul ăsta? Mi-a luat mult să... Da? Când... da, e second hand-ul lui Cristinel. Lui Cristinel, lui Cristinel e magazinul. Da, și e un second hand și... Mamă, ce reală e asta. Da, păi ideea e următoarea, domnul Ștefan. În e cazul în care te întrebai, nu. Ideea este că toate hainele alea sunt purtate de el și gen nu sunt spălate sau ceva. Ce facem? Da, nu cred că o să cumpăr ceva de aici. Păi nu știu, mi se pare că nu e igienic, adică ar trebui să-i dăm magazinul jos sau ceva dacă mă întrebați pe mine, nu știu ce să zic. Da, măcar că le spăla. Doamne, nu știu ce să zic, domnul Ștefan, ia veniți încoa, veniți încoa. Ce? S-a costumat el în prințesă? Da, mă, nu știu, e nebun, cred că de Halloween sau ceva, habar n-am, nu știu ce a făcut. Care vă, care și de ăsta de pop, are de rege. Cristinica. Mă, ăsta-i de hoț. Opa. Ștefane, asta se confiscă. Deci ăsta se confiscă. Nu-i normal, nu-i normal. Tot de Halloween. Nu e ăsta, uite, n-a uite, scrie că e de hoț. E de hoț, Ștefane, e de hoț ăsta. Mă, ce? Clar, e de Halloween. Ai de cap, mă scrieți aici ce ați cumpărat și plata banii puneți în chest. Confisco, Ștefane, confisco că e grav rău ce se întâmplă aici. Mă, dar mi se pare că domnul Andrei are cam multă încredere în noi. Adică de ce a lăsat mașina aia acolo? Că poate o fur eu acum, ce zice? Că poate o fur eu ca polițist. Da, cred că nu ai voie. Oh, păi nu, că nu o furam, dar gen... Eu i-am recomandat și am recomandat să pun așa o mașină mai specială. A, dar oricum n-are benzină, mașină. E bine că oricum n-are benzină, e ok. Să pună un jet ski, ceva, că oricum nu-l folosește nimeni. Da, exact, oricum nu o să... Bănuiesc că gen ce vrea să o facă, să o dea la tombolul sau ce vrea să facă cu ea, că n-am înțeles. Nu, cred că doar de design. A, e posibil, e posibil. Ok, domnul primar, o să vă las puțin în pace, că eu o să am niște treabă, ok? Fraților, ok. Ideea e următoarea că... Ei, cred că mă duc în primărie. Da, du-te la primărie acolo. Ideea e următoarea, fraților, că eu trebuie să mă duc puțin în baza mea secretă și să fac puțină curățenie pe acolo, pentru că după cum știți, ultima dată când am făcut toate poțiunile alea este numai dezastru. Deci în baza aia mea secretă e numai dezastru. Putem deja să o vedem, uitați că la muntele care are baza mea secretă în el. Și acum, fraților, intrăm aici în baza noastră secretă. Și ideea e că da, după cum vedeți, deci mi-am scos și calculatorul de gaming de pe aici. Ideea e că trebuie să ne facem curaj și sincer mă gândesc să îmi pun toate chestiile într-o altă parte. Adică chestiile astea clar o să scăpăm de ele, că nu le mai folosesc. Masa și cu scaunul ăsta le aruncăm, ăstea le aruncăm clar. Ups, mi-am spart ăla de acolo. N-am vrut, ok, că l-am luat înapoi, bam, trebuie să spargem ăsta și să-l punem. A, mă, serios, l-am pus greșit, sunt bebe sau ce am? Perfect. Acum la fel trebuie să spargem și ăsta pentru că nu le mai folosim, nu mai avem nevoie de poțiuni momentan. Și cred că sincer o să putem să le punem pe astea într-o parte. O să luăm aceste d-astea de aici, chesturi, le punem într-o parte. Băgăm toate chestiile în ele, le punem după deoparte. Dacă e bam, o să luăm și ăsta. O să-l punem și pe el aici. Mă, ce?
Fraților, ce se întâmplă aici, alo? Mă, ce e aici? What? Ce asta? Ce se întâmplă aici, alo? Ce se întâmplă? Mă, ce? Ce s-a întâmplat? Ce caut aici? Da, mă rog, în fine, nu știu exact ce se întâmplă. Cred că, sincer, dar de ce sunt costumat în polițist? Pentru că eu mi-amintesc că m-am pus la mine în cameră și gen, nu eram costumat în polițist, dar mă rog, în fine, da, deci ia să ce se mai întâmplă prin orașul nostru. Sincer, fraților, am văzut că la mall a deschis cineva un nou magazin. Nu știu dacă l-ați văzut, o să vi-l arăt dacă vreți, dar... nu vreți să vi-l arăt? Ok, nu o să vi-l mai arăt atunci. Dar da, e un magazin, mă rog, vă zic de pe acum, e magazinul Crisnel, nu vreți să-l vedeți. Parcă mă gândeam aseară că trebuia să fac ceva înainte să mă culc. Mi-am amintit, da, trebuie să fac curat prin baza mea secretă, deoarece știți foarte bine că am făcut foarte multe poțiuni atunci când am avut problema cu regele de gheață. Adică regele înghețat, de fapt, și da, trebuie să facem foarte multe poțiuni acolo și cred că e foarte multă mizerie, deci e timpul să mă mai ocup și eu puțin de baza mea secretă. Ok, deci trebuie să fac curat, mă, dar what? Mă, asta e spartă acum? Ce se întâmplă aici? Da, mă rog, în fine, o să o punem aici în chest, cred, dar nu înțeleg, deci era aia spartă acolo, da, mă rog, oricum, ideea e că, cum v-am spus, fraților, trebuie să facem curat pe aici și trebuie să sortăm puțin astea, pentru că pe aici o să vreau să fac puțină curățenie, deci o să mutăm astea exact pe partea asta, ia să ne mutăm aici și... Mă, ce? Ce se întâmplă? What? Ce e aici sub baza mea secretă? Ce tot face asta? Cum reușește de fiecare dată să găsească asta aici? Trebuie să asup, cred că tot pe aici nu e bine absolut deloc. Deci chestul ăsta cred că era primul chest. Ia să-l pun pe ăsta. Să-l pun și pe ăsta deasupra aici. De și... ce? Nu! Ce cauți aici? Cum ai ajuns aici? Ce cauți aici? Adică cum... Pleacă de aici, 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 ce caută ăsta aici, asta e Ștefan, ce caută ăsta aici? Cum ai ajuns aici? Mă, câtă viață are, nu e treaba ta, nu e treaba ta, pleacă de aici, nu mai am gloanțe, ce se întâmplă? Nu, ăsta erau, nu, ce cauți aici? Dispari în momentul de față, dacă nu uiți tot ce s-a întâmplat, o să-ți bubui toată casa, pentru că știu unde stai, ai înțeles? Na. Știu unde stai. De ce cauți aici? Hai că am fost și skin grav, crezi că mi-e frică de tine? Păi știi foarte bine ce s-a întâmplat acolo și după cum vezi, da, nu ați scăpat de mine. Ai avut un fulger. Și crede-mă că o să fie gata cu orașul ăsta, deci când o să reușesc planul meu, o să fie gata și o să vă distrug orașul, ai înțeles? Ai noroc că n-am gloanțe, nu știu de ce ăsta nu știu ține gloanțe la el. Și dacă îi zică că ești aici? N-ai cum să-i zici, pentru că este foarte simplu. Dacă îi zici, o să distrug totul, ai înțeles? O să pun toți membrii orașului împotriva ta și o să te doboare toți. O să le zic toate relele pe care le-ai făcut. Îți știu toate secretele, să știi. Știu ce absolut rele, tot ce despre tine. Vrei să știi exact? Vrei să spun exact ce știu eu despre tine și despre mica ta grupare secretă? Vrei să zic totul? Haide, fii ce serios grupare? Cu mine. N-am nicio grupare. Aha, mica ta grupare cu mascații albaștri, aha. Crezi că nu știu, Ștefan? Crezi că nu știu? Ce mascați? N-am Eu știu absolut tot. Și dacă îl întreb eu pe X Andrei și pe Caluga, ce zici de asta, ha? Întreabă-i. Și ce o să-mi zică dacă o să-i ameninț că o să-i spar casele și că o să-i bag într-un loc în care nu o să mai iasă niciodată? Pentru că cred că știi de unde vin și cred că știi unde poți să te bag și de acolo nu o să mai ieși în viața ta, ai înțeles? Da, nu cred că ai tupeu. Nu crezi că am tupeu? Ștefane, crede-mă, nu mă pune la încercare, pentru că o să vezi atunci când nu o să mai poți să mai vii în oraș. O să fii la fel de dispărut cum a fost și primarul Silent, care cred că s-ar putea să-l cunoști, să vorbești iară cu el, s-ar putea să-l revezi după atât de mult timp. Adică? Da, nu zic mai multe detalii, domnul Ștefan, dar credeți-mă că spre binele dumneavoastră ar trebui să ieșiți de aici și hai că vă invit afară, haideți frumos afară din baza mea secretă. Hai că oricum ne mai revedem noi. Hai frumos afară, așa frumos, hai că vă duc la dumneavoastră acasă, domnul Ștefan, că știu absolut tot, știu și mica bază secretă, mă rog, oricum, de fapt o știe, cred că tot orașul pe mica bază secretă de sub plotul dumneavoastră, dar crede-mă, Ștefane, că... Oricum i-am și prezentat-o lui Jakey. Nu cred că vrei să știe orașul că primarul lor este cel mai mare mafiot din oraș, nu cred că vrei să știi. Ce mafiot, mă, nu Da, hai, domnul Ștefan, hai, mergeți, vă rog eu, mergeți. Hai, vă invit aici spre casa dumneavoastră și credeți-mă că eu știu tot ce s-a întâmplat, eu trăiesc în mintea lui, știu toată chestia cu regele vostru înghețat, a fost, wow. Dar cum v-ați îmbinat iară? Nu ne-am îmbinat, nu am dispărut niciodată, domnul Ștefan, să știi, dacă te întrebai, nu am dispărut absolut niciodată. E, na. Hai, vă rog, intrați acolo frumos. Știu clar că dispărut prima dată.
Nu, no, nu, no, nu, no, e ok, ok, ok. Ia, intrați aici fără să vă vadă nimeni, vă rog, intrați aici, intrați aici, haide, în casa dumneavoastră. Hai să stăm puțin la o discuție, hai să stăm puțin la o discuție, că dacă... Da. Stai așa un pic... Spate, acum văd. Stai așa un pic, exact, da. Trebuie puțin să mă deghizez, că dacă mă vede altcineva, n-am chef să mă cer cu alții. Mai bine, nu mai am cornițele mele și... acum cred că nu mai sunt la fel de înfiorător, dar cred că sincer... Dar ce aveți, mă, pe spate? Domnul Ștefan, vă rog să-mi dați o mască, gen orice mască, hai, dați-mi masca, vă rog. Poate, nu știu, am pasta de la magazinul cuiva. Ok, ok, este destul de bună, e ok. Hai, luați un loc aici, vă rog, domnul Ștefan. Deci, ca să vă spun exact tot ce se întâmplă și să vă las în viață momentan, pentru că, cum v-am spus, e o chestiune de moment până când tot orașul ăsta, inclusiv toți membrii din el, o să fie distruși și o să dispară de pe fața pământului. Chestia asta ar fi bine să fie un mic secret între noi, pentru că dacă află altcineva... Ștefane, ți-am zis, o să poți să-l saluți pe domnul primar, vechiul primar Ice Island, o să ajungeți amândoi în același loc. Ce coincidență, ambii primari în același loc, nu pot să cred. Păi și cu Rafa, tot ai făcut ceva? Nu știu cine este Rafa, cine-i Rafa? E un membru nou sau cine-i Rafa? Ceva? Nu, vechiul primar din... Vechiul primar? Nu mai știi deja. Nu știu cine este acel vechi primar, dar... Mai bine, mai bine. Ok, ok. Bine că mi-ai zis, bine că mi-ai zis. Trebuie să aflu mai multe chestii. Ceva ce eu nu știam. Ok. Da, deci cum ți-am spus, ar fi bine ca... vă rog, nu mai fiți rău că știți unde să ajungeți dacă mai continuați să vă mai bateți joc. Nu știu de ce luați chestia asta în derâdere, pentru că eu acum pot cu un... Nu știu cum să zic eu. Deci dacă dau cu pumnul ăsta în peretele ăla acolo... Pot să fac să aduc un strat de TNT-uri sub tot orașul. Nu, nu, pentru că încă nu este pregătit planul meu. Planul meu încă nu este gata. Așa că, domnul Ștefan, vă zic de pe acum ce o să facem, da? Deci, o să vreau ca dumneavoastră să nu spuneți absolut nimic despre chestia asta nici mie, adică gen lui Jakey, și nici altor prieteni de-ai tăi care sunt gen destul de apropiați, dacă și ce zic. Așa că sper că o să ții asta un mic secret. Așa o să-ți dau și ție mai multe șanse să te pregătești împotriva mea, pentru că poate poți să mă oprești, dar zic de pe acum, nu o să mă oprești niciodată. Ce, mă? Ai auzit bine. Ce 100 de nosoși, mă, bă, tu... tu nu te pune cu mine, te rog, nu te pune cu mine, pentru că n-o să fie bine ce o să urmeze, înțeles? N-ai auzit? Nu te pune bine cu mine, crede-mă că asta ce-ți fac aici, da, exact. Da, exact, nu e wow, dar o să urmeze ceva mult mai grav dacă nu mă asculți, așa că, spre binele tău, atât trebuie să spun. Tu, în momentul de față, nu o să zici nimic nimănui, nu-ți dau niciun sos, pentru că în două secunde te pot transforma să faci parte din... noul meu partener, pentru că chiar am nevoie de un partener. Și pentru că ești prieten foarte bun cu Jakey, o să fii și partenerul meu, așa că o să fii prietenul și lui Jakey și al meu. Da, chiar m-am simțit eu într-o zi mai rău. Te-ai simțit într-o zi mai rău? Da, păi cred că ți-am amintit și săgeata aia pe care o aveai în cap, nu? Cumva tu ai dat-o? Mai întreb, domnul Ștefan, mai întreb. Crede-mă că pot face mult mai mult de atât. Așa că sper că asta s-a dovedit că trebuie să sigura închisă neapărat, ai înțeles? Bine, mai vedem. Bine, mai vedem. Ok, domnul Ștefan. Deci dacă, crede-mă că eu o să pot să aflu foarte ușor dacă tu o să spui ceva oricui, ai înțeles? Hai, la revedere. Ok, ok, ok. Trebuie să-l las pe ăsta undeva. Trebuie să-mi acopăr baza secretă. Trebuie să-mi pun niște blocuri acolo. Că tot vrea să-și o curețe. Și nu înțeleg, mă, ce zice ăla acolo. Nu înțeleg de ce tot vrea să-și curețe baza aia urâtă. Că are două blocuri în ea. Pentru ce trebuie să o curețe? Perfect, trebuie să-i mutăm. Deci primul chest este ăsta de aici. Îl mutăm și pe ăsta de jos. Și aici, din păcate, trebuie să-mi spargem ladder-ul ăsta și o să punem ăsta. Deci cred că, ok, văd că sunt simetrice, perfect. Blocurile astea două, oh my god, trebuie să le arunc pe undeva să nu le vadă ea, că le arunc aici în spate, perfect. Și o să mergem aici, îi punem iară chestul ăsta e primul, îi punem chestul ăsta primul și chestul ăsta al doilea. Aici, din păcate, o să-l fac să-și amintească că el le-a spart, dar oricum nu contează. Adică cred că o să las aici și să pară că a dormit la calculatorul ăsta, că oricum, de fapt, stai așa un pic, am văzut acum ce am pe cap, deci trebuie să ne dăm asta jos și o aruncăm și pe asta inclusiv aici. Și acum cred că e timpul, putem să lăsăm aici și să adoarmă ca și cum. Și cred că planul meu o să continue. Deci momentan eram aproape să fiu prins, dar e ok, că o să vadă orașul ăsta ce să pățească el. Ce se întâmplă? Sunt în baza mea secretă? Cred că de fapt știu ce s-a întâmplat. Cred că am făcut curaj, cred că am adormit pe scaunul ăsta. Adevărul este că chiar arată mult mai bine, sincer. Deci acum e mult mai bine. Asta așa să văd, să nu fie cineva să nu mă vadă. Ok, perfect. Sărim aici rapid în apă să nu ne vadă nimeni. Boom! Mamă, ce frumoasă săritură am făcut. Sunt expert la sărituri în apă și sincer
chiar mă bucur că am reușit să fac curat prin baza mea secretă, pentru că era foarte mult haos acolo, deci chiar e bine. Acum trebuie să mergem pe aici, nici nu mai știu pe cine parcă am vorbit cu cineva, fraților, am vorbit cu cineva, că nu mai amintesc. Oricum sunt expert la sărituri în apă, sunt expert la absolut tot, deci trebuie să mergem acum, dar parcă vorbeam cu cineva, cu cine am vorbit eu la început, că nu mai amintesc exact, dar oricum ideea este următoarea, că e bine că am făcut în sfârșit curat, adică de cât timp am zis să fac curat în baza aia mea, pentru că nu știu ce, mă, ce se întâmplă, Ștefan? Ce face Ștefan aici, alo? Domnul primar, ce face mă, să-și reface casa? Ce faci, domn primar, alo, aici? Nu știu, mi-au intrat niște jefuitori și mi-a spart prin casă. Ce, mă? Nu pot să cred, iară, mă, de ce am arma goală, n-am groanțe în arma, alo? Ștefane? Cumva? Da. Nu mai știu ce s-a întâmplat, mă... Nu mai am niciun glonț în armă pentru motiv și nu mai am niciun glonț în inventar. Dar, a, mersi oricum, mersi. Cumva m-am bătut cu jefuitorii ăștia și mi-au dat una peste cap sau ceva, că nu mai amintesc nimic. Nu știu, nu cred, adică, că era aici, cred că deja pare că e cam sfârșitul zilei sau ceva, adică aproape se înserează. Și mi-amintesc că m-am trezit, era 7 dimineața, m-am dus la mall-ul ăla și am văzut magazinul la urât al lui Crisnel și m-am gândit că trebuia să vin la tine să zic, dar n-am mai venit că mi-a fost lene. Cum adică n-am fost? Adică cum mai ți-a fost lene? Că am fost cu tine. Cum? La ăla second hand-ul lui Cristinel? Da. Cum adică, mă, că nu înțeleg? Mi-ai dat costumul ăsta. Eu ți-am dat costumul ăsta? Ăsta e costum, da, de host. Cum adică ți l-am dat eu pe ăsta? De unde ți l-am dat? Da, era acolo, pe stoc. A, îl vindea Cristinel, adică? Confiscăm. Mă, ce sunt... Ștefan. Și ce-am făcut după? Da. Nu știu, am zis că ai niște treabă, eu m-am dus la primărie și te-ai plecat. Și spre ce direcție m-am dus? Cumva spre... Să închid ușa, spre baza aia mea secretă, știi tu de ea, acolo unde te-am dus atunci? Da, cred că acolo. Păi, asta e tot ce mi-amintesc, dar nu mi-amintesc să te fi dus pe tine la mall? Asta e puțin cam ciudat, nu înțeleg. Ștefane? Cred că ai nevoie de pastile. Am nevoie de pastile? Da, ok, ar fi o idee, dar problema e că nu avem un spital, adică... Doamnul... primar. Da. S-ar putea să avem nevoie de un mic spital, dacă mă întrebați pe mine, să aibă 10 miliarde de camere, 14 miliarde de aparaturi electrice și din nou 10 miliarde de muncitori acolo, ai înțeles? Da, da, are sens, are sens. O să te las să vorbești atunci cu muncitorii, dar chestia este că... Nu, o să te las de fapt. Fraților, dar ia să merg, okay, totuși acolo, deci eu nu mi-amintesc de chestia asta, adică știu doar că Crisnel și-a deschis un magazin, dar nu mi-amintesc că s-a dus acolo și că vindea un costum de hoț? Mă, nu înțeleg, deci nu înțeleg ce se întâmplă. Ziua de astăzi este puțin cam ciudată, dacă mă întrebați pe mine, pentru că s-au întâmplat numai chestii ciudate. M-am trezit de dimineață și acum este ora, nici nu știu cât este, aproape noapte, sincer, dacă mă întrebați pe mine. Păi și unde era costumul ăla? Cred că aici era, uite că aici lipsește ceva. Puțin cam ciudat, aici n-a plătit nimeni, deci clar nu a cumpărat nimeni costumul ăla. N-am idee ce s-a întâmplat exact, dar... Mă rog, cred că sincer e posibil că dacă n-am dormit prea mult, e o posibilitate să-mi uit chestii sau ceva, adică nu e prima dată când se întâmplă, deci e ok, dar problema următoarea, fraților, că e bine că în sfârșit mi-am reparat chestiile de prin baza mea secretă și suntem gata, uite, domn primar acolo și face chestiile, suntem gata să... Trebuie să-mi iau niște gloanțe, sincer, am eu un chest ascuns aici sus și trebuie să-mi iau niște gloanțe pentru că... Nu știu ce s-a întâmplat exact cu gloanțele mele, dar uite că le-am aici. Dar de fapt cred că le-am pus în chest mai aici, cred că da. Dacă mi-am pregătit toate astea aici, că am zis că nu le iau după mine, că cine știe ce se întâmplă, da, mi-am amintit. Cred că asta s-a întâmplat cu armele, cu gloanțele de fapt, dar nu înțeleg unde mi-erau toate gloanțele din armă, pentru că arma mea teoretic era full și acum e goală, dar mă rog, în fine, n-are niciun sens. Acum, tot ce trebuie să facem este probabil să ne mai plimbăm pe aici, să avem grijă de oraș din simplul fapt că Ștefan a zis că a fost un hoț, crede, pentru că cineva i-a spart casa, deci văd că are camere, dar ia stai să-l întreb eu de fapt pe el, unde este domnul Ștefan? Domnul Ștefan, domn primar, dar da, camerele alea ce zic dacă a zis că credeți că v-au intrat un hoț în casă? Dar de fapt, mă Ștefan, eu văd aici o mică greșeală la tine, nici măcar o cameră nu se uită spre intrarea din casa ta. Mamă. Deci... Da, gen, wow, cred că mi-am bătut joc, mi-am pus peste tot, în toate camerele. Deci fix aici, aici, nu, da, exact, și... Dar totuși, ce aveai aici? Aveai ceva aici? Ai ceva ascuns aici de voia să intre aici? Dar de fapt, stai că aici nu era intrarea ta spre baza aia secretă? Ștefane, cred că cineva știe de baza ta secretă. De ce a venit fix pe partea asta și s-a spart ăsta aici? Stai așa că nu e bine, trebuie să spui neapărat camera acolo, dar... Ideea e că camera aia nu-ți bate deloc, dar nu, bine. Dar n-am văzut nimic pe asta. Păi asta zic pentru că... Stai, ai camere aici înăuntru?
La, uite aici. Păi, da, da, tu aveai sparte blocurile de pe partea asta, deci înseamnă că n-a intrat, probabil a intrat, a intrat așa, a văzut-o și a intrat înapoi și probabil că nu a apucat să-l vadă, da, sau ceva. Mamă, trebuie să ai grijă mare, Ștefane, pune-ți, uite, îți arăt eu unde să spui, aici spui o cameră, fix aici, deasupra la frigider, în locul ăsta aici să spui, ai înțeles? Ok. Așa, te las să spui camera și te rog. Deci avem un hoț în oraș, interesant, trebuie să avem foarte mare grijă, trebuie să împăzesc casa, eu totuși, vedeți că am o cameră acolo care bate direct spre intrarea mea, deci ar trebui să fiu safe, plus că am și niște camere pe aici, aia, camera aia, nu știu acum, e sincer, dar mă rog, în fine, pe aici, de fapt, înăuntru nici eu nu prea am camere, bă, nu e bine, dar aici în ăsta n-am camere, doar am un ăsta de camera borda, ăsta am două camere pe el, asta de deasupra și cred că asta de la mașină, da, asta de la mașină, dar de fapt, nu, că eu pot să-mi văd ambele intrări, deci cred că ar trebui să fiu safe momentan.